Atunci când te îndrăgostești și ești atins de săgeata lui Cupidon, organismul eliberează o cantitate de substanțe chimice care declanșează reacții fizice specifice, iar unele dintre aceste substanțe îți dau și acea stare euforică. Totodată și la nivelul creierului se întâmplă anumite modificări. Acest elixir intern al dragostei este responsabil de faptul că ți se înroșesc obrajii, că îți transpiră palmele și că inima îți bate într-un ritm mai rapid. Auzi mereu că dragostea e oarbă, dragostea e ca un drog sau că dragostea te face să simți că ai fluturi în stomac. Potrivit cercetătorilor, nivelul unor substanțe, printre care dopamina, adrenalina și noradrenalina, crește atunci când două persoane se îndrăgostesc. Dopamina creează acele stări de euforie, pe când adrenalina și noradrenalina sunt responsabile de bătăile rapide ale inimii, de stările de neliniște și de agitație și, în general, de interesul deosebit pentru o anumită persoană. Ce se întâmplă, de fapt, în creier când te îndrăgostești? Scanările efectuate cu ajutorul rezonanței magnetice nucleare indică faptul că dragostea activează centrul plăcerii din creier. Atunci când te îndrăgostești, fluxul sanguin crește în această zonă, care este aceeași parte a creierului care este implicată în comportamentele obsesiv-compulsive. Dragostea scade nivelul de serotonină, lucru care este frecvent întâlnit în cazul oamenilor cu tulburări obsesiv-compulsive. Acest lucru poate explica de ce ne concentrăm atenția pe prea puține aspecte în afara partenerului nostru în stadiile incipiente ale relației, explică un profesor de la Departamentul de Obstetrică și Ginecologie. Potrivit experților, există trei faze ale dragostei care includ dorința sexuală, atracția și atașamentul. Dorința sexuală este o etapă acționată de hormoni. Atunci când te îndrăgostești, ai o poftă turpească ieșită din comun față de partener. Fluxul sanguin către centrul plăcerii din creier se întâmplă să crească în timpul etapei de atracție, când oamenii fac o fixație pentru partenerul de cuplu. Acest comportament se diminuează în timpul etapei de atașament, când organismul dezvoltă o toleranță față de stimuli pentru producerea de plăcere. Endorfinele și anumiți hormoni inundă de asemenea organismul în acest punct al relației, creând un sentiment de securitate și o stare de bine, relatează doc.ro.